La noapte, cerul va fi variabil, cu norări în regiunile estice, sudice, parțial în cele centrale și la munte, unde pe arii restrânse va ninge slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe crestele montane, precum și în Moldova, Dobrogea și Bărăgan, dar la cote mai reduse. Temperaturile minime se vor încadra între minus 13 și minus 2 grade Celsius, vor fi condiții de ceață. În capitală, cerul va prezenta norări și trecător va fulgui. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de minus 5, minus 3 grade Celsius. Mâine, valorile termice vor marca o scădere în cea mai mare parte a țării, iar vremea va fi rece pentru această dată, în special în regiunile extracarpatice și în zonele de presionare. Cerul va fi variabil la senin, cu înnorări în sud-vestul teritoriului, iar în prima parte a zilei și în sud, sud-est și la munte, unde numai izolat și trecător va ninge slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Dobrogea, sudul Moldovei și în jumătatea estică a Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 7 și 4 grade Celsius. Dimineața vor fi condiții de ceață asociate cu depunere de chiciură. În București, valorile termice vor marca o scădere, astfel că vremea va fi rece pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări dimineața când vor fi posibile fulguieli trecătoare. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 1 grad Celsius. La munte, cerul va fi variabil, cu înnorări în special în prima parte a intervalului, în zona Carpaților oriental și meridionali, unde însă doar izolat și trecător va ninge slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura aerului va marca o scădere față de intervalul anterior, vremea devenind deosebit de rece pentru această perioadă din an, în special noaptea și dimineața.